Nu pot să spun decât bravo Microsoft pentru această aplicație super, super utilă. Salutare să Raul, bine te-ai regăsit la un nou tutorial. Astăzi vorbim despre o jucărie realizată de către cei de la Microsoft, bineînțeles, o aplicație, Microsoft Power Toys, o aplicație super utilă care promite să mărească productivitatea utilizatorilor de Windows 10, Windows 11. Este foarte important să urmărești întreg acest tutorial pentru că voi trece prin toate categoriile acestei aplicații Microsoft Power Toys și îți voi arăta cum poți să crești productivitatea dacă utilizezi sistemul de operare Windows 10 sau Windows 11. La ce te aștepți urmărind acest tutorial? Ei bine, vom descărca aplicația Microsoft Power Toys, vom face instalarea, iar apoi vom vorbi despre fiecare categorie care merită menționată în parte. Vom vedea cât de simplu este să mărești productivitatea dacă utilizezi Windows 10 sau Windows 11, cât de bine poți să profiți de tot ceea ce îți oferă aceste sisteme de operare. Dacă vrei să faci parte din cea mai tare comunitate de pe YouTube, bineînțeles, comunitatea tutoriale cu Raul, abonează-te la acest canal, apasă clopoțelul astfel vei fi notificat de fiecare dată când apare un tutorial nou. Iar dacă vrei să sprijin și material canalul, apasă butonul alătură-te și devină astfel membru al canalului. Acestea fiind spuse, haideți să începe tutorialul de astăzi. Acesta este linkul GitHub de unde puteți descărca Microsoft Power Toys. Vă las linkul în descriere așa cum v-am obișnuit. Mergem aici la Release și aveți mai multe variante de unde puteți alege. Eu aleg executabilul pentru 64 de biți, salvez kitul de instalare undeva pe desktop și pur și simplu trebuie să dați un dublu clic pentru a începe instalarea. S-ar putea să primiți ceva atenționare din partea Windows cum că uh, nu este safe această aplicație, dar o puteți folosi fără niciun fel de probleme. Este culmea, este o aplicație dezvoltată de către Microsoft iar Windows, sistemul de operare, posibil să îți arate atenționări cum că aplicația nu ar fi safe. În fine, mergem mai departe, aici suntem de acord cu termen și condiții, alegem Install și așteptăm să se instaleze PowerToys. După instalare, aceasta este fereastra care ne întâmpină, este un ecran de bun venit, de fapt un preview al aplicației ne spune la fiecare categorie Puțin, puțin mai detaliat despre ce este vorba, dar apoi trebuie să mergi în setări pentru a face schimbările necesare. Veți vedea că se pot face schimbări la fiecare categorie. Va trebui să mergi în setări pentru a face acest lucru. Mergem la General, aceasta este prima categorie, și alegem Open Settings, iar aici vedem că se deschide fereastra. În stânga avem iarăși categoriile, dar. Acum putem să facem și uh, anumite schimbări. Vedem la categoria General, aici avem uh, opțiunea pentru descărcare automată update-uri. Putem să verificăm dacă aplicația este la ultima variantă disponibilă. Da, este într adevăr. Restart PowerToys as administrator. Puteți iară să să faceți acest lucru. Aici la la General puteți să vă jucați cu uh, aceste opțiuni. Dar sfatul meu este să le lăsați default. În continuare avem always on top. Acest lucru permite unei ferestre să rămână deasupra tuturor celorlalte ferestre deschise. Este un lucru foarte ok, de exemplu, pentru aplicația de calculator. Am încercat cu Task Manager și nu funcționează acest lucru. Haideți să vedem și acum. De aici de jos puteți personaliza și combinația de taste pentru activarea always on top, iarăși nu se activează în momentul în care game mode este on. Deci puteți bifa sau debifa acest lucru, această opțiune și jos aveți mai multe opțiuni pentru personalizare și aici la personalizare mă refer la uh, acea bară care va apărea în jurul ferestrei always on top, Ferestre de deasupra. Haide să vă și arăt. Am pregătit uh, aici aplicația calculator și voi apăsa Windows Control T să vedeți că a apărut bara aceasta. Vedeți că calculatorul a rămas on top deasupra, chiar dacă deschid alte ferestre. La grosimea acestei bări de aici mă refeream, vedeți de aici. Puteți mări sau micșora grosimea. Aceasta a fost uh, Always On Top. Haideți să vă arăt și partea cu Task Manager. V-am spus că la mine cel puțin nu funcționează. În momentul în care apăs Windows Control T nu se întâmplă absolut nimic. Ei bine, Task managerul are aici în, în setări opțiunea de Always On Top. Nu este o problemă. Lăsați-mi un comentariu dacă la voi funcționează. S-ar putea să fie doar la mine problema. Nu știu să fie în beta uh, aplicația uh, Power Toys dar posibil să, să, fie anumite probleme. Vedeți că am activat-o aici, acum am dezactivat-o. Deci pe alte aplicații, cum a fost și calculatorul, este în regulă. Haideți să mergem mai departe. În continuare avem Awake. Acest lucru nu îți schimbă power planul, dar îți permite să rămână calculatorul Awake, adică activ, în momentul în care ai anumite tascuri care necesită timp, care, tascuri care rulează mai mult timp. Aici ai opțiunea de a păstra power plan plenul de a păstra calculatorul pornit un timp nedefinit sau de a păstra calculatorul un uh, anumit timp pe care îl poți seta de aici. Iar mai jos ai posibilitatea de a păstra monitorul on sau off. Color picker în continuare este o chestie foarte, foarte interesantă. În momentul în care e activă această opțiune, când o activezi, avem Windows shift ce este activă în momentul în care vedeți mergem cu mouse-ul pe desktop pe orice culoare avem codul culorii. Acest lucru este foarte, foarte important în momentul în care ai de editat imagini sau chiar și video și ai nevoie de o anumită nuanță de culoare. Mai jos aveți posibilitatea de a personaliza această categorie color picker eu spun că este foarte foarte importantă și ajută foarte mult la productivitate în momentul în care ai de editat imagini sau video. Încă o opțiune foarte, foarte tare, Fancy Zones, îți permite să îți împarți ecranul și să aloci fiecarei părți o anumită fereastră. De exemplu, aici avem Fancy Zones, să spunem că aici în dreapta voi pune Paint-ul și aici în, în stânga voi pune o fereastră de la Brave Browser. Haideți să vedem cum putem face acest lucru. Aici aveți combinația de taste pentru a activa această opțiune. Trebuie să țineți apăsat Shift. Pentru a muta ferestrele în zonele respective, haideți să vă și arăt. Deci am activat Fancy Zones, iar acum apăsăm tasta Shift, deschidem paint-ul și vedem că avem aici, am spus că pun paint-ul în partea dreaptă, în zona 3, sunt și numerotate zonele. Bun, iar țin apăsat, Pun Power Toys în mijloc țin iarăși apăsat și Brave-ul îl pun în zona 1, vedeți acum avem trei zone Brave Browser, Power Toys și Paint este foarte foarte ok iarăși pentru productivitate această opțiune Fancy Zones bineînțeles legat de Fancy Zones utilizatorii Windows 11 au aici sus această opțiune direct în sistemul de operare, dar fesizons Zones este ok pentru utilizatorii de Windows 10. În continuare avem File Locksmith. Acest lucru îți permite să vezi ce proces folosește un anumit fișier. De exemplu, am creat pentru voi un fișier în Word, în libre Office și l-am lăsat deschis. Îl las în bară, deci îl las activ. Haideți să las și Power Toys în bară, acesta este fișierul, după cum am spus este deschis. Pentru a vedea ce program, în ce program rulează acest fișier, ce program folosește acest fișier, trebuie să mergem să dăm un click dreapta pe fișier, mergem la show more options în Windows 11, iar aici avem opțiunea What using this file, în momentul în care apăsăm, o să gândească puțin. Iar aici vedem exact programul folosit pentru a rula acest fișier. Putem să îl închidem direct. Ați văzut aici jos că s-a închis, haideți să mai facem încă o dată acest lucru. Am deschis fișierul. Ok, îl punem în bară, dăm click dreapta, show more options, iar aici avem what's using this file. Vedem programul imediat și fiți atenție aici jos, în momentul în care vedem numele programului și în momentul în care dăm End Task, fișierul se va închide. Ați văzut. Bun. Haideți să deschidem iarăși fereastra Power Toys. De aici puteți activa sau dezactiva această opțiune, valabilă atât în Windows 11 cât și în Windows 10. De fapt, cum am spus și la început, Power Toys este o aplicație pentru Windows 10 și Windows 11. Mergem mai departe. În continuare avem File Explorer Add-ons, peste această categorie voi sări nu o consideră foarte, foarte interesantă, dacă vreți vă puteți uita peste opțiune de aici. Host File Editor este un editor pentru fișierul Host, puteți lansa direct de aici editorul, este mult mai simplu decât să-l căutați în sistem, se deschide, trebuie să acceptăm de aici. Bun, avem New Entry. Aici vedem deja intrările care sunt trecute în fișierul host. Putem trece și altă adresă. Image Resizer în continuare este iarăși o opțiune care te scutește de mult uh, efort. Aici ai tot ce conține această categorie. Poți adăuga o anumită dimensiune în care să salvezi imaginea și jos ai mai multe opțiuni. Haideți să vedem concret cum funcționează. Image Resizer. Să spunem că avem aici o imagine, și pregătit pentru voi. Dăm un click dreapta, iar aici alegem Show More Options și vedem că există posibilitatea de Resize Pictures. În momentul în care apăsăm aici pe Resize Pictures, se deschide această fereastră și avem toate aceste opțiuni de salvare a imaginii și jos alte posibilități. Puteți să alegeți varianta dorită, iar apoi dați Resize. Cam acesta a fost Image Resizer din Power Toys. Peste Keyboard Manager iarăși voi trece rapid, ai aici posibilitatea de a face un remap pentru diferitele taste. Ok, haideți să mergem la Mouse Utilities, aici este iarăși o categorie importantă. În momentul în care apeși de două ori tasta Control, vedem aici Enable Find My Mouse, așa se activează iar spun că poate fi de folos uh, Udora, nu știu eu exact acum să vă dau exemple, dar sigur uh, este cineva căruia îi va fi de folos uh, această opțiune. Mai jos avem Enable Mouse Highlighter, în momentul în care apăsăm uh, Windows Shift H și dăm un click, vedem că ne arată unde este, unde este mouse-ul, haideți am trecut la altă categorie, bun, iar aici avem setările pentru această opțiune. Putem seta inclusiv culorile de aici. Bun. Windows Shift H să dezactivăm. Vedem acum când dau click, bineînțeles, s-a dezactivat această opțiune. Power Rename, mai departe, așa cum îi spune și numele, îți oferă posibilitatea să redenumești mai multe fișiere. De exemplu, să spunem că în mai multe fișiere există un cuvânt cheie. Ai posibilitatea să redenumești acele fișiere înlocuind acel cuvânt cu altul. Aici sunt setările pentru această opțiune, vă las pe voi să. Uh, vă uitați mai atent, eu vreau să vă arăt concret cum funcționează acest Power Rename. Punem în bară Power Toys, iar aici am creat un folder în care sunt patru fișiere text. Tutoriale 1, tutoriale 2, tutoriale 3 și tutoriale 4. Ei bine, haideți să le selectăm pe toate și ca să accesăm Power Rename, trebuie doar să dăm click dreapta, iar în context menu, aici avem Show More Options și avem opțiunea de Power Rename. Deci Power Rename se activează automat în momentul în care ai instalat aplicația Power Toys. Apăsăm pe Power Rename și se deschide fereastra. Aici avem fișierele noastre, tutoriale 1, 2, 3, 4. Haideți să căutăm după tutoriale, după cuvântul tutoriale și să înlocuim cu uh, cuvântul Raul, Ok, sunt selectate toate fișierele și acum pur și simplu apăsăm pe Apply. Vedem că s-a schimbat numele la toate fișierele. Putem închide și avem aici fișierele redenumite în folderul nostru. Urmărește în continuare tutorialul, nu mai durează foarte mult, am păstrat pentru sfârșit o opțiune care este foarte, foarte interesantă, spun eu. Haideți să îți arăt mai exact despre ce este vorba. În continuare avem Power Toys Run, nu aceasta este opțiunea de care îți spuneam uh, acum mai înainte. Haideți să vedem Power Toys Run ce face. Este un launcher, așa pe scurt, este un launcher care îți permite să cauți diferitele aplicații mult mai repede apăsând Alt și Space. Vedem că avem o fereastră direct pe desktop în care putem să căutăm direct ceea ce vrem și ne este afișat aici, la fel Alt Space fereastra dispare. Mai departe pe Quick Accent nu voi uh, sta absolut deloc. La Screen Ruler în momentul în care uh, apăsăm uh, tasta Windows, Shift și M putem să măsurăm uh, ecranul, să vedem uh, exact uh, dimensiunea. Bun, acest lucru poate să fie util pentru unii, nu știu exact uh, la ce ar folosi, dar în fine opțiunea există în uh, Power Toys de la Microsoft. Mai departe avem Shortcut Guide unde îți sunt afișate shortcut din Windows. Iar acum vedem opțiunea interesantă de care ți-am spus mai înainte, Text Extractor. Haideți să vedem exact ce face această opțiune. Text Extractor, ce face mai exact? această opțiune extrage textul din imagini. Eu spun că este o opțiune foarte, foarte interesantă. Nu voi insista foarte mult asupra opțiunilor de aici, doar vă spun cum se activează opțiunea. De fapt, vedeți și voi, tasta Windows Shift T, țineți minte această combinație de taste, punem în bară Power Toys, să spunem că avem o imagine, cum am pregătit-o aceasta pentru voi, din care vreau să extrag acest text. Apăsăm Windows Shift T, iar apoi pur și simplu mergem cu mouse stânga, ținem apăsat mouse stânga și mergem cu cursorul și luăm textul de pe imagine, apoi pur și simplu după ce am selectat textul, lăsăm mouse-ul, punem în bară imaginea și mergem pe un document text unde apăsăm control V și vedem că textul nostru a fost extras din imagine. Pe unele imagini poate să funcționeze mai bine, pe altele puțin mai greu în funcție de cât de complex este scrisul, fontul din acea imagine, dar în principiu ar trebui să meargă destul de bine, ar trebui să aveți succes cu această opțiune din PowerToys. Pe ultima Categorie Video Conference Mute nu voi insista foarte mult, va trebui să rulați această opțiune ca și administrator. Aici aveți combinațiile de taste pentru a da mute la cameră și microfon, mute la microfon sau mute la cameră. Depinde de ce vreți să, să faceți, aveți aici destule posibilități. Asta momentul în care aveți o conferință video dacă folosiți așa ceva. Acesta a fost tutorialul de astăzi. În continuare, dacă vrei să vezi cum poți avea un PC mai rapid în doar 8 pași simpli, urmărește acest tutorial. Eu am fost Raul, până data viitoare, ca de obicei, te-am salutat!